Vă salut, prieteni, bine v-am regăsit! Sunt Bogdan Gamaleț și azi vă prezint un material pregătit și documentat de jurnalistul și scriitorul George Hodologea. Vespasienele, igiena corporală și industria parfumului. Mituri false. Din curiozitățile Terei. Banii nu au miros. La ora actuală, termenul de Vespasiană este destul de rar folosit, semnificația sa fiind aceea de latrină sau pisoar. La originea termenului se află un împărat roman, Titus Flavius Vespasianus. 69-79 anno Domini, cel care a întemeiat dinastia Flavia. De numele său se leagă o serie întreagă de măsuri economice care vizau refacerea finanțelor imperiului, grav afectate de campaniile militare, revolte sau nepriceperea și lăcomia împăraților dinastiei Iulia-Claudia. Una dintre taxele impuse viza și toaletele publice, de a căror apariție, după cât se știe, tot el ar fi fost responsabil. Dar să vedem cum arăta o latrină romană. Vespasiana era de fapt o mare urnă din argilă, iar urina colectată nu era aruncată în canalizarea orașului, fiindcă amoniacul conținut de aceasta era un ingredient esențial pentru tăbăcării, dar și pentru curățarea și albirea togilor din lână. De aceea, cumpărătorii de urină erau cei supuși taxei inventate de Vespasian. Povestea spune că într-o zi, fiul lui Vespasian, viitorul împărat Titus, i-ar fi reproșat tatălui că introducerea unui astfel de impozit era bazat până la urmă pe o nevoie fiziologică firească. Atunci împăratul i-a întins o monedă de aur întrebându-l la ce miroase. Titus a cercetat-o și i-a înapoiat-o, spunându-i că nu miroase a nimic. Pecunia non olet, adică banii n-au miros, a fost replica lui Vespasian. Și cu toate acestea provine din urină. Expresia folosită adeseori arată faptul că nu contează pe ce cale se obțin banii. Termele, băile publice romane. Terme erau băile publice ale romanilor. Frecventarea lor era una dintre activitățile favorite ale romanilor, indiferent de sex sau clasă. Era o activitate socială ce constituia un eveniment central în viața de zi cu zi a cetățenilor romani. Băile la romani îndeplineau funcții de igienă, facilitând în același timp participarea la alte diferite activități adiacente de recreare. Erau concepute într-un mod similar centrelor actuale de recuperare, asigurând totodată posibilitatea de socializare și un mediu propice desfășurării afacerilor de tot felul. Majoritatea orașelor romane aveau cel puțin un spațiu amenajat în acest scop. Camera în care se afla baia purta numirea de balnearium, termen ce la Seneca a căpătat diminutivul balneolum. Pe măsură ce aceste spații au căpătat amploare, cuprinzând mai multe încăperi, a fost afectat și termenul ce le definea, el necesitând adoptarea pluralului balnea. Termenul terme, preluat din limba greacă, însemna la origine izvoare sau băi calde. Un rol important îl juca atrium, o curte interioară care împreună cu porticul și latrina formau vestibulul băilor, vestibulum balnearum, unde bogații obișnuiau să aștepte servitorii. Acest atrium era utilizat de asemenea de tinerii care făceau exerciții în aer liber. În incinta acestuia se afla și cel ce încasa sumele datorate pentru frecventarea băilor, sume destul de modeste. Baia turcească, ritualul hamamului. Singura țară din lume în care poți să te bucuri de o baie autentică orientală este Turcia. Conform unor mituri false,
Imperiul Otoman era văzut ca un loc murdar și neigienic. Numai că în timp ce la Istanbul, încă din secolul al XIV-lea, erau mii de băi publice, toalete și fântâni, în Europa acestea au apărut după 5 secole. Desigur, istoria a dovedit faptul că și turcii au preluat această practică de la culturile anterioare, dar și le-au dezvoltat și chiar le-au rafinat. Hamamul sau baia turcească a luat naștere după modelul termelor din Roma antică, perioada în care băile publice erau nelipsite, deservind atât scopurilor de igienă, cât și pe post de activitate socială. Imperiul Roman a preluat modelul băilor publice din antichitate, dar adaptându-l cu diverse elemente din propria cultură, hamamul fiind perceput atât drept loc de recreere, cât și un loc de pregătire pentru rugăciune. Nu puteai să te rogi lui Allah înainte de a nu face o baie pentru curățirea corpului. Treptat, băile turcești au crescut în popularitate și au devenit extrem de prezente, mai ales în zonele cu moschei. Cuvântul hamam vine de la arabescul hama, care în traducere liberă înseamnă căldură sau, în unele interpretări, pătrunderea căldurii. În secolul al XVII-lea, un scriitor turc consemna faptul că doar în Istanbul existau peste 150 de hamamuri oficiale. Dar, pe lângă cele publice, orice palat imperial sau reședința vreunui agă sau pașă avea propriul hamam. În acele vremuri ale Imperiului Otoman, era o tradiție ca oamenii să consume diferite fructe, sucuri și, în special, șerbet rece în interiorul acestor băi turcești. Existau băi turcești cu secțiuni separate pentru femei și bărbați, dar și băi turcești în care femeile aveau acces în anumite zile sau într-un anumit interval orar. Parfumul versus duhoarea. Astăzi știm că până și omul primitiv folosea uleiurile aromate pentru incantații. Egiptenii foloseau parfumurile în ritualurile religioase și ceremoniile funerare. Se spune că în Egipt ar fi fost inventată și prima sticlă de parfum, iar aromele egiptene au fost împrumutate și în Israel. Dovezi ale existenței aromelor parfumate din acele vremuri se regăsesc, potrivit unor speculații, chiar și în Biblie. Picioarele Mântuitorului sunt unse cu mir de către Maria, sora lui Lazar, iar trupul lui Isus este uns cu uleiuri aromate după răstignire, după cum prevedeau ritualurile de îngropare de la acea vreme. Dar parfumeria sau arta preparării parfumurilor a luat naștere în Mesopotamia antică și în Egipt și a fost apoi rafinată în continuare de către romani și perși. O mare parte din aromele lor se bazau pe tămâie, însă adevărata istoria parfumurilor începe în perioada renascentistă, în secolul al XVI-lea, marcată de venirea Caterinei de Medici și a parfumierului său, René Le Florentin, la curtea regală a Franței. Astăzi se știe că regii Franței se parfumau ca să ascundă mizeria și mirosul. Iar Caterina de Medici folosea parfumurile pe post de arme letale, otrăvitoare, contra adversarilor ei. Armă pentru Caterina de Medici, mod de a ascunde lipsa de igienă pentru regii Franței și răsfăț în exces pentru Napoleon, parfumul a fost nelipsit ca element al civilizației în toate epocile de-a lungul istoriei. De la apa reginei Ungariei la arma letală a Caterinei de Medici. Primul parfum modern din lume a fost creat în anul 1370. Regina Elisabeta a Ungariei a fost cea care a cerut crearea esenței și cea care a dat numele parfumului rămas în istorie.
Legenda spune că parfumul a fost cerut de regină pentru a-l seduce pe regele Poloniei, cu care ulterior s-a și căsătorit. Apa reginei Ungariei reprezenta un amestec de esențe de rozmarin. Primul parfum modern a fost mai mult decât o esență frumos mirositoare, având și rol terapeutic. A fost folosit cu succes și pentru tratarea reumatismului. În perioada renascentistă, Veneția și Florența erau capitalele parfumurilor. Moda parfumurilor pătrunsese puternic în Europa și parfumierii combinaseră rețete și formule adunate din toată lumea. Celebra familie Medici a rămas în istorie ca fiind renumită pentru apetitul față de esențele frumos mirositoare. Despre Caterina de Medici se spune că avea o adevărată obsesie pentru parfum. A avut un parfumier personal, Renato din Florența, pe care l-a adus și în Franța, unde a deschis primul magazin de parfumuri din Paris. Legendele spun că celebra Caterina de Medici ar fi folosit parfumurile în scopuri diabolice, cerându-i alchimistului personal să creeze bijuterii în care erau ascunse otrăvuri mascate sub arome parfumate, cu care apoi își lichida adversarii incomozi. Dacii și întreținerea corpului. Nenumărate vestigii arheologice și mărturii din antichitate dezvăluie detalii neobișnuite despre modul de trai al getodacilor, care au stăpânit în urmă cu 2 milenii teritoriile țării noastre. Iată câteva dintre curiozitățile din viața de zi cu zi a strămoșilor noștri și ce atenție acordau îngrijirii corporale. La fel ca romanii, dacii se preocupau de aspectul lor fizic și de curățenia trupului și a locuințelor lor. Bazoreliefurile și statuetele antice înfățișau bărbații daci ca fiind robuști, purtând plete, mantii, căciuli și pantaloni, în timp ce femeile aveau trupuri mlădioase, acoperite cu cămăși lungi, împodobite cu fibule și bijuterii. Unii savanți istorici au tras concluzia că bărbații daci aveau grijă de aspectul lor. Atât părul cât și barba erau bogate, dar erau potrivite cu foarfecele, scria Vasile Pârvan. Dar alți autori antici îl contrazic. Fețele lor aspre sunt acoperite cu păr lung. Au glas aspru, chip sălbatic și sunt cea mai adevărată întruchipare a lui Marte. Părul și barba lor n-au fost unse niciodată, relata poetul roman Ovidiu despre geții din Dobrogea. Femeile se preocupau de păstrarea frumuseții lor. Ele foloseau farduri, parfumuri și unguente pentru înfrumusețare. Ion Horatiu Crișan, istoric. Numeroase cisterne de apă și conducte de ceramică folosite la captarea apei de izvor au fost descoperite în cetățile dacice din munții Orăștiei. Ele arătau preocuparea oamenilor din vremurile antice pentru curățenia locuințelor lor și pentru folosirea apei curate. România, băile publice și homosexualii. Brașovul a avut, se pare, prima baie publică din țară. Aceasta este atestată în anul 1575. În 1842, singurul loc din țară unde se puteau face băi cu vapori, la fel ca la Viena și Budapesta, era tot Brașovul, iar la Brăila exista o baie a marinarilor, situată pe 3 pontoane pe malul Dunării. Primele băi publice moderne au fost deschise în orașul Arad, în urmă cu aproape 130 de ani. Întâia baie publică ce întrunea condițiile impuse la vremea respectivă a funcționat într-o clădire de pe strada Unirii. Istoricii spun că acolo își duceau veacul mai ales homosexualii vremii. Pe strada Unirii din Arad a fost construită prima baie publică cu aburi, care funcționa în cele mai moderne condiții.
Se știe că în anul 1884 Shimai Istvan a deschis o afacere care până în anii 1940 a fost deosebit de profitabilă, o baie publică. Acesta a fost învățător, profesor, dar și luptător activ în Revoluția de la 1848. Din istoria acestei clădiri aflăm că în curtea băilor publice a fost forată o fântână arteziană proprie. De aici, băile publice obțineau apa potabilă, precum și apa necesară băilor și piscinei. Istoricul arădean Ui Ianoș relata în cartea sa faptul că fântâna arteziană proprie a băii publice Shimai a fost forată cu întreruperi cu începere din anul 1882 până în anul 1885, de către Iosef Moroci, lăcătuș mecanic din Seged. Din fântâna arteziană, adâncă de 337 de metri, țâșnea apă potabilă și pentru baie. În afară de apă, din fântâna respectivă se obținea și gazul necesar pentru încălzirea cazanelor, iluminarea halei de cazane și încălzirea locuinței proprietarului. În 1902, potrivit paginilor de istorie, s-a forat o nouă fântână, din care s-a obținut apă la temperatura de plus 28 de grade Celsius. Baia publică mai oferea și baie cu nămol, supranumită în vremea respectivă Baia Splinei. În incinta băilor și mai exista și o piscină lungă de 15 metri, loc în care echipa sportivă de polo a Aradului își desfășura antrenamentele pe timp de iarnă, până în jurul anului 1960. Imediat după naționalizarea clădirii, băile publice Shimai și-au transformat titulatura în Băile Comunale Sănătatea. Ca fapt anecdotic, reamintim că înainte de anul 1989, în aceste băi se adunau în anumite încăperi homosexuali. În anii 1980-1989, miliția, știind despre aceste practici ilegale, făcea dese razii în aceste băi. Se spune că au fost descoperiți și arestați acolo avocați și medici celebri. Băile publice din România și curiozitățile lor. Deși pare greu de crezut, în urmă cu un secol, întreaga Românie era împânzită cu băi publice, unde populația se putea igieniza și relaxa în același timp. Cei care au pus pe picioare aceste băi publice au apelat la metode ingenioase pentru a asigura alimentarea cu apă. Primele băi publice din România sunt atestate în anul 1500. Așa se face că prin 1800 și la început de 1900 nu exista oraș mare în țară care să nu aibă un astfel de serviciu pentru locuitorii săi. Băile erau dotate cu bazine interioare și exterioare, dar și vane de fontă și dușuri. Unele băi publice erau alimentate cu fântâni foarte adânci. Cea de la Arad, de exemplu, avea în mijloc o fântână imensă, care avea 337 de metri adâncime. Alte băi ofereau posibilitatea îmbăierii cu apă minerală rece și electroliză. De asemenea, unele ofereau și băi de nămol. Ulterior s-a dezvoltat ideea de baie publică medicală. Astfel, baia doctorului Erdreich din București, de exemplu, a fost dotată în anul 1904 cu o secție de hidroterapie și masaj. Știm că Iașul a avut parte și de o baie publică de-a dreptul exotică, Baia Turcească, încă din secolul al XIX-lea, finisajele ei și dotările fiind inspirate din lumea islamică. Avem și baia publică de la Sebeș, care folosea tuburi din lut ars pentru a aduce apa sărată de la câțiva kilometri distanță. De la un izvor cu apă similară. Baia de sare era dedicată celor cu probleme reumatice. Cea mai modernă baie populară din țară se afla la Sibiu și era inspirată și efectiv copiată după baia publică centrală din München.
atât ca arhitectură, cât și ca dotări. Concluzie. Din această mică incursiune prin istoria igienii corporale a omului, reiese că, din cele mai vechi timpuri, omul și-a arătat preocuparea pentru un corp sănătos, frumos și atrăgător, dar și plăcut mirositor. De asemenea, am demitizat ideea că numai europenii din secolul XIX au introdus igiena corporală ca un element de sănătate publică, așa cum s-a vehiculat mult timp. Din contră, primele măsuri publice de sănătate au fost luate în antichitate de către greci și romani, dar și de popoarele asiatice. După care au rafinat măsurile arabii și turcii, iar europenii s-au situat printre ultimii care au recurs la politici publice de igienă corporală. Prieteni, sunt Bogdan Gamaleț, vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit, îmi au rămas bun de la voi, însă nu înainte de a mulțumi și prietenului nostru, George Hodorogea. Pe curând!